În data de 13 iulie 2023, locuitorii din satul Șolcani, raionul Soroca, s-au trezit de la sunetul asurzitor al girofarelor. Oamenii legii au venit la chemarea unui locuitor care a descoperit trupul fără viață al vecinului său. Victima se numea Ion Grebănos și avea 38 de ani. Bărbatul zăcea dezbrăcat în propria grădină și avea urme vizibile de maltratare. Ce-o cazi? Păi tu, stai în leagă. Mă fiți vezi? Cum? Mă duc, mă aud. Mi se de care. Doi de vite, vă spui. Poate din nou. E un mortă. Ce-o cazi să lucrăte chestia asta? Ion creștea doi copii împreună cu soția lui, Ludmila. Anume pe aceasta au și reținut-o oamenii legii la câteva ore de la descoperirea cadavrului bărbatului. Am auzit, el striga la Liuda, dar Liuda nu era și au avut conflicte. Ca fiecare familie conflicte sunt. Doi polițiști era și o polițistă era. M-a întrebat cum, ce și de ce și toate astea. După aia au plecat, eu am rămas acasă, după amiază era. Când au venit, au luat vecinii și m-au luat și pe mine și eu le-am spus tăt și ei au luat și m-au închis. Eu de atunci așa de tare m-am întrebat, eu n-am țărinire de minte. Soția victimei nu este singura care a ajuns pe mâna oamenilor legii. La o săptămână de la moartea bărbatului, pe lista învinuiților au ajuns și doi tineri din sat. Un adolescent de 17 ani și altul de 18. Ambii, până nu demult, ieșeau la joacă cu fiii lui Ion, iar dintr-o dată s-au pomenit cu acuzații de această infracțiune gravă. Ne-ați la dânsul meu, n-am avut intenția asta de a-l omorâi, ne-am dus ca când să vorbim. Pentru ce a făcut el tăta asta? Nu vreau să răspund pentru omorul altcuiva care a făcut altcineva. În acest reportaj vom afla în ce circunstanțe s-a produs crima de la Șolcani, ce s-ar fi întâmplat în curtea lui Ion în noaptea teribilă de 13 iulie, în urma căreia bărbatul nu s-a mai trezit. De ce Ion a fost dezbrăcat și hainele i-au fost arse? Care este versiunea soției lui Ion? Totodată vom afla din ce motiv, la o săptămână de la crimă, polițiștii i-au încătușat pe doi tineri pe care i-au învinuit de omor. Care este versiunea lor despre moartea chinuitoare a bărbatului, dar și ce dezvăluiri fac rudele tinerilor învinuiți despre un posibil triunghi amoros în care ar fi fost implicată Ludmila, aflăm din acest reportaj. Locuința lui Ion Grebănos acum e pustie, ușile sunt închise la cheie, iar poarta e strâns legată, semn că nimeni nu mai trece pe acolo. Liniștea s-a lăsat peste casă de atunci când Ion a încetat din viață. Și nimic nu mai vorbește că, până nu demult, în această gospodărie, trăia o familie ca multe altele din Moldova. Ca fiecare familie. Este și bun, este și rău. În data de 13 iulie 2023, soția lui Ion a ajuns în izolator. După 12 zile de arest, oamenii legii au eliberat-o pe Ludmila. Cu toate acestea, femeia are interdicție de a părăsi țara. Ludmila nu a mai revenit acasă. Ea și-a schimbat locul de trai. Ne-am întâlnit cu aceasta la Soroca, acolo unde femeia s-a mutat după moartea lui Ion. Ea ne-a povestit despre viața alături de soțul ei, dar și despre motivele din care oamenii legii au învinuit-o de omorul bărbatului. Foarte tânăr, e floarea vieții. Cuvinte... Eu ține de spus că el mai mult a fost plecat. Eu mai mult am stat acasă. Acasă cu copiii. L-a pus plitcă la Italia, au fost la Germania, au fost la abatoare, la firmă de vași, de că acolo și s-a îmbolnăvit că, cu ochi, când i-a ucicat soluții de șeie la ochi și nu vide. Dar el când nu a putut, dar am început, am adus și eu. Am fost la Cehia, am stat o lună de zile. Și am venit înapoi și m-am dus la Italia. În cei 17 ani de căsnicie, Ludmila și Ion au crescut doi feciori. Cel mai mare fiu are 16 ani și învață ca bucătar, iar cel mai mic are 14 și studiază la gimnaziu. Nu mai eu știu ce am în suflet și cât dureri trag. Dar am doi copii care mă susțin. Eu mulțumesc tare foarte mult că ei mă susțin și mă ascult și îmi dau speranță la viață mai departe. Prin și greutăți am întreșit, numai noi. Triști. Ludmila recunoaște că viața alături de Ion nu era atât de simplă. Bărbatul îi făcea des scene de gelozie și cerea socoteală nevestei sale pentru fiecare pas. Femeia povestește că în ultimul timp Ion o suspecta tot mai des de infidelitate, iar din acest motiv relațiile celor doi soți s-au răcit. Eu când m-am dus de acasă eram slab, când am la Italia eu am venit grasuță, că fiindcă lucrurile mi-erau ușor, aveam o băbuță tare cu minte.
Și eu m-am început a îngreșe, m-am început a îndrepta. Și el era gelos. În ultimul timp când m-am schimbat, și eu vreau iar să mă duc și el zice, iar rămân singur, zic, nu rămâi singur, rămâi cu doi copii. M-a gelozat, nu știu din ce cauză, dar el în ultimul timp când eu trebuie să vin acasă, eu n-am vrut să vin acasă și el nici el, dar vin acasă că eu o să mor, deci și n-o să mă vez. Știam că acasă e sărășie. Și nimeni nu-i da acasă. Nu-i da nimeni. Și nu știu, poate și nu m-o tras să vin acasă. N-am idei. Poate stat acolo, nu s-a întâmplat asta cu mine și nu știu. Putem și ieși din țară. Firul evenimentelor de dinaintea morții lui Ion începe în dimineața de 12 iulie. Ludmila zice că era o zi de miercuri și Ion avea de muncă. Cu toate acestea, asta nu i-a împiedicat pe cei doi soți să găsească motive de a face un chef. Ultima zi cu Ion ne-am sculat dimineață, a fost tot bine, am făcut mâncare, am prăjit niște peștișori. Asta a fost de Petru și Pavel. El s-a dus în satul Scliu, dar azi e sărbătoare, haide să servim un pahar de vin. Și s-a dus în sat, a stat 3 ceasuri și ceva, s-a dus la 10 și a venit la 2 ceva la 3. A venit cu o sticlă de vin, a stat la masă cu vecinii. După aia a venit Viorel și zice că dacă puteți, haideți că eu sunat să aduc paile acasă. Și zic, haideți să-și masajtăm la paile, am încărcat la chiucuri. Și bă, nici că haidem, nici o problemă. Dacă suntem acasă, haidem. Și ne-am dus și am adus paile. Am venit înapoi, el a intrat în casă, Viorel a venit cu o sticlă de vin, a stat la masă. Dar eu m-am dus la Nana, dus ea, că dacă a fost Petru și Pavel, a făcut o cățică de masă. Și am stat, prosim, să zic așa, o oră, o oră jumătate. În ajunul producerii crimei, în gospodăria lui Ion s-ar fi întâmplat lucruri stranii. Ludmila zice că atunci când a revenit din ospeție, a auzit mai multe zgomote la poartă. A ieșit să vadă ce se întâmplă, dar în drum nu era nimeni. Femeia spune că a mers chiar să se plângă la primarul localității care locuiește în preajmă. Când m-am întors înapoi acasă, la colț căsă, s-o auzit bocănind în poartă. Am auzit cântând pe drum copii. Dar nu m-am uitat și nici cum, că de la întuneric la lumină nu se vede. Și-o bocănit în poartă. Și eu, pe după casă, am tras așa prin împrejur, ca să-i întâlnesc, să văd cine așa frumos, la orele 10, să bocănească în poartă. Și-o fugit. Nu i-am întâlnit, în timp și ala eu am fost la primar. Zic, domn primar, ia că așa, așa, așa. Zgomotele de la poartă ar fi intensificat bănuielele lui Ion privind infidelitatea soției sale. Ludmila își amintește că bărbatul i-a făcut mai multe reproșuri, iar rând pe rând, acesta a trecut de la strigăte la palme și îmbrânceli. Bani am întrebat unde ai fost, zic că am fost la primar, dar și-a cătat la primar. Zic, ia că așa, așa, zic că eu n-am auzit. Zic, tu n-ai auzit, dar eu am auzit. S-a început cearta că tu n-ai fost la primar, el tare pe mine mă revnuie. Ne-am certat, s-a liniștit, ne-am culcat, am dormit ca o oră jumate, două. În timp ce l-am vrut la liceu, m-am dus la liceu, el o adormit și nu m-a simțit când m-am dus eu la liceu. Când am venit înapoi, m-a simțit. Și zic, cum ai fost? Tu nu intra iurea. Zic, Vaneț, că am fost la liceu. Păi așa i s-a părut că eu n-am fost mult timp, nu știu. Și ne-am început a certa, eu zic, dacă să mă cert, eu mă duc la mama. M-am dus să beau apă. Am venit înapoi, trântit ușa și așa cum trântind ușa, ne-a tras o palmă. Eu m-am întors, zic, și a început și cu mâinile, zic, eu mă duc la mama. Așa, am ieșit din casă, mă duc la mama. Din satul nostru am ieșit, în satul vecin. Unii trasa și trasa vecină. M-am dus în hudița și era întuneric. Zic, oara 1 de noapte și ava la 2, zic, mă tem. Miezul nopții, așa m-a prins o frică, zic, mă întorc înapoi. M-am întors înapoi, era întins în pat. Și iar cu ceartă, eu am ieșit afară, m-am așezat acolo la noi, este bisetca și m-am așezat pe patul și ala. M-a certat pe mine el că în noaptea, că tăti, m-a mai numit el vorbe urâte.
Ludmila recunoaște că atât ea cât și Ion au consumat alcool în acea seară, dar nu în cantități mari. Femeia descrie suma acestor scene de dute vino și schimbul de replici tăioase dintre ea și Ion ca o neînțelegere banală. Neînțelegere care a culminat cu aceea că Ludmila a plecat să nopteze la rude. Eu am servit două pahari de beri și un pahar de vin în seara aceea. A fost ceartă ca între familie, nu a fost, să zic, el rău la mine, dar în momentul și ala în seara aceea, nu știu, el parcă nu-ți găsă locuri. După asta m-am dat așa după fântână, zic, lasă-l să liniștească. S-a liniștit, am șezut acolo ca o jumătate oră, am șezut, am văzut s-a liniștit. M-am dus iar în chibit ca și m-am pus, m-am întins, zic, îl lăs, îl dau pași să liniștească. O ieșit afară, m-au găsit în chibit. Hai în casă și m-a început a întinde, dar eu zic, eu nu mă duc în casă. Zic, dă-i în pași, zic, duște, liniștește, duște, întinde, zic, eu așa de aici, zic, orice stau aici cu mine la aer curat. Deci, nu, haidem în casă. Ne-am dus în casă, ne-am întins și nu știu, și s-a năzărit, iar s-a început cu ceartă, atunci ne-au tras două palme. Ai ieșit din casă, zic, eu nu vreau să mă cert cu tine, zic, dacă vrei să te cerți, asta era orele două și ceva la trei. A ieșit în curte, a ieșit. El tot cu cuvinte urâte, eu am ieșit în drum. Lângă fântână am găsit skateboardul și ăla mic, așa un skateboard mic, pentru copii care sunt albastru. L-am luat skateboardul și ăla, am ieșit în drum, am pornit spre Nana Dusea. El m-a ajuns și m-a început a întinde și eu i-am tras trei skateboarde de cele. Pe mână, așa pe mâini și unul așa pe umăr. M-am dus din mâinile lui, a zic, dă-i în pașă, zic, Vania, zic, dă-i în pașă, zic, nu mă întinde atât și mă tormoză, zic, nu suntem copiii tăi, zic, tu ce te odihnești, mâinea se trezește și a zgrăim. Zic, cu atâta ceartă, zic, eu m-am săturat, zic, eu mă duc la mama. Și acolo m-a început iar a întinde, iar am anumit cuvinte urâte și eu i-am luat așa mâinile și l-am împins așa și acolo și-o rămas. M-am întors și am ieșit la trasă. De la trasă am ajuns la pe jos, m-am dus până la mama pe deal. Asta era orele 3, ceva la 4. Când au cântat cucoș, eu eram la fântână la șteliș. Ludmila se jură că și-a lăsat soțul pe picioare și că nu i-a provocat bărbatului leziuni care să-l ducă la moarte. În dimineața de 13 iulie, femeia a aflat vestea că un vecin a descoperit cadavrul lui Ion. Alarmată, ea povestește că a venit de urgență acasă. Tot acolo așteptau și polițiștii care au luat-o la întrebări, iar după câteva ore, aceștia au și reținut-o pe femeie. Și-a sunat telefonul meu, dar Dima a luat și-a închis zvucul. Eu nu l-am auzit, dacă eram obosit. Când i-a sunat Alina, țacta Luda și faci, unde? Tăi el zice că s-o odihnește. Și zice că spune să îmbrăci și să duc acasă, ieși în hamacal și duceți-vă acasă, că pe bani tu banii l-au găsit mort în fundul grădinii, cu chelea. Doi polițiști era și o polițistă era, m-a întrebat cum, ce și de ce și toate astea. După aia au plecat, eu am rămas acasă. După amiază era, când au venit, au luat vecinii și m-au luat și pe mine și eu le-am spus tot și ei au luat și m-au închis. Eu de atunci așa de tare m-am întrebat, eu n-am țărinire de minte. Mă gândeam numai și fac copii și o pățăt și așa și cu mine mai departe. Avocatul Vladislav Ciobanu Nițuleac a analizat versiunile prezentate de cei mai importanți figuranți din dosar. Juristul susține că acțiunile oamenilor legii au fost corecte atunci când au plasat-o pe Ludmila în arest preventiv. De acolo cu soția și ne aducem aminte din cele relatate de Dumeii, Dumeii ne spune clar că ea a avut conflict cu soțul, cu decedatul. Ea spune că s-au bătut și ea spune că l-a și lovit cu un skateboard, da? Ea spune despre momentele astea. Și eu socot că, în situația dată, organul de poliție foarte corect o reacționat și o reținut persoana în vederea, poate Dumnezeu ascunde ceva sau în complicitate cu altcineva au făcut o săvârșă fapta dată. Și este și logic ca persoana să fie reținută. E cu lux de amănunte o povestit cum s-au bătut. Ce s-au bătut? Și aici normal că poliția putea să se gândească, bă, uite, doamna a inventat o poezie, da? Hai să o ținem, adică omul este decedat, doamna spune că i-a aplicat lovituri, urma să clarifice anumite circunstanțe
Potrivit expertizelor, Ion și-a găsit sfârșitul în propria grădină. Bărbatul zăcea la sol, dezbrăcat, iar pe corpul lui erau semne vizibile de maltratare. Medicii legiști au stabilit că moartea bărbatului a survenit în data de 13 iulie 2023 în rezultatul hemoragiei masive intraabdominale. La examinarea cadavrului, specialiștii au depistat vânătăi și zgârieturi în regiunea laterală dreaptă a toracelui, precum și în partea stângă. Victima avea fracturate 9 coaste pe dreaptă și 11 coaste pe partea stângă. Bărbatul avea spina ruptă și a suferit hemoragii masive, s-au scurs 2 litri de sânge în cavitatea abdominală. Specialiștii au constatat că vătămările s-au produs cu circa jumătate de oră până la survenirea decesului. Vătămările au fost provocate de un obiect dur, prin mecanism de lovire repetată, prin vătămare corporală gravă periculoasă pentru viață. Totodată, potrivit raportului de expertiză medico-legală, victima avea ecchimoze pe cap și pe față, plăgii pe buze și hemoragii care s-au produs cu puțin timp până la survenirea decesului. Expertiza medico-legală spune că loviturile direct cauzale cu survenirea decesului sunt cu maxim 30 de minute până la instalarea decesului în corp. A fost bătut măr, tare și, practic, eu cred că după primirea loviturilor este persoana nu mai conștientizat ce a fost cu el și cum el, eu cred că deja a căzut în, mă rog, în starea asta de... înainte de instalarea decesului. La o săptămână de la moartea lui Ion, în timp ce Ludmila era în arest preventiv, polițiștii au găsit alți 2 suspecți de omor, care la scurt timp s-au ales cu statut de învinuit. Este vorba despre 2 tineri din Șolcani. Cum au ajuns ei sub învinuirea de omor? Aflăm în scurt timp. Legătura o face fratele Ludmilei, Constantin Văcari. Acesta nu a crezut nici pentru o clipă că sora sa ar fi în stare să ia zilele soțului ei. Nedumerit de circumstanțele în care femeia s-a pomenit în izolator, Constantin zice că a pornit propria anchetă. Mi-a fost foarte mult interesant. Mi-a fost că o par cimeiască așa atâtea să le facă în câteva ceasuri. Nu, n-am crezut că toată lumea reacționează în atât dânsă. Eu am fost la mormântare, mi-a fost cum, mi-a fost rușine să uită toată lumea la noi că mi-i cunoaște. Dar a trecut tata și am prins, a răscolit de unul singur. Și de-am eu am încercat cu cheș, cu vai, să prind a descoperi, să prind a îmbla încolo, încoași și tot așa. Constantin spune că a mers la Șolcani și a încercat să se intereseze. Cu cine a interacționat Ion în acea noapte fatală? Bărbatul a aflat că în ajunul crimei, mai mulți tineri din sat au dat un chef, unde au participat și cei 2 tineri care ar fi avut în noaptea cu pricina un conflict cu cumnatul său. Cum am aflat? Că soția lui fratele, mai mare, a vorbit cu vecina de la vale. Băietul lui vecina a fost la dirăzdenie și acolo unde s-a trecut tot asta. El era acolo când a venit așa 2 cu poporul. Constantin spune că, de cum a aflat aceste detalii, a mers într-un suflet la poliție, iar oamenii legii nu au făcut decât să verifice versiunea că la omorul lui Ion Grebănos au participat 2 tineri din sat. M-am dus la poliție și am prins la povestită. Ei tot m-a întrebat, unde tu iei pe informațiile astea? Eu acum n-am mers la soția lui fratele. Bine, haideam să răscolim fete încă o dată, de la început până la sfârșit. Ne-am dus la vecinul ăsta de la vale, la băietanul ăsta. Și întâmplător, taman unul din trânsi să scoboră la băiatul ăsta. Unul din cei 2 tineri învinuiți de omor are 18 ani. A mers acasă la el. Băiatul ne-a zis că până ajunge în vizorul oamenilor legii, ducea o viață activă. Studia la colegiu și făcea parte din 2 ansambluri de artă. Acesta ne-a zis că aspira la o carieră în jurisprudență. Tânărul spune cu regret că acum toate planurile i-au fost date peste cap. L-am întrebat pe acesta din ce cauză a ajuns să fie înaintată învinuirea pentru infracțiunea atât de gravă. S-a întâmplat, vă răspund pentru ce am făcut, dar nu vreau să răspund pentru omorul altcuiva care a făcut altcineva. Am mers în vizită și la cel de-al doilea învinuit, băiatul de 17 ani. Cu acordul mamei acestuia am discutat cu el. El studia în anul 2 la colegiu și voia să devină inginer. Asemeni amicului său, el nu se consideră vinovat. Am fost să vorbim cu dânsul și el a ieșit toporul. Și a început a fugărit pe Marian. Noi ne-am apărat, noi n-am avut intenția de a-l omoare pe dânsul.
De la mama tânărului de 18 ani am aflat că noaptea în care a decedat Ion, băieții au sărbătorit aniversarea fratelui, adolescentului de 17 ani. Femeia zice că tinerii au chefuit în pace și nu au făcut probleme. A fost ziua din astea lui fratele lui și ei au sărbătorit la sora mea. Sora mea nu este acasă și ei au sărbătorit la sora mea. Și când m-am dus dimineața să-i trezesc, ei le-am spus, uite, azi dimineața l-au găsit pe Vania mort în grădină. Ei n-au făcut nicio, măcar, nu știu, măcar să schimbe la față sau să facă vreo mimic ceva, măcar nimic, absolut nimic. Noi n-am știut o săptămână de lucru ăsta, că eu fost în țara și el adâns. Eu am văzut expertiza, acolo eu n-aș zice că e bataie de doi copii. Tânărul de 18 ani a povestit că în ziua de 12 iulie Ion s-a plimbat cu toporul prin sat. Băiatul zice că Ion era beat și s-ar fi luat de mai mulți copii. I-ar fi înjurat și ar fi aruncat cu toporul din urma lor. Unul dintre copii, spune tânărul, este chiar fratele său mai mic. Păi noi am petrecut la o zi de naștere și dorind deja să ne culcăm, ne-a chemat un băiat să plecăm la persoana respectivă care a decedat. Că a avut un conflict. Care a fost motivul răzbunării totuși? Ce a făcut Ion? S-a fugărit după fratele persoanei care ne-a chemat pe noi și după fratele meu. Cum s-a fugărit? Cu toporul. Încă puțin și îi lovea cu toporul. Mama băiatului de 18 ani spune că în acea seară Ion nu era de unul singur atunci când ar fi amenințat copiii cu toporul. Cu el ar mai fi fost un alt bărbat care nu locuiește în sat. Ei au pus motivul că băiețul s-a dus să răfuiască cu Ion, deci ei chiar seara s-a fugărit după băiatul mai mic și un coleg de-a lui de clasă, o mers pe drum și el a ieșit cu toporul la drum. Dar nu s-a fugărit el, că el nu putea să fugă din cauza că el abia mergea. Noi l-am văzut în seara aceea, Ludmila abia îl ducea de subțuori. El foarte greu mergea. Și cum i-a spus fior mai mic, a zis că, mamă, noi când o trecut pe drum, o dat cu piciorul la o piatră și piatra aceea s-a dus în poartă. Și după ce am trecut de poartă, a ieșit aici Ion și încă un bărbat, încă un băiat, a ieșit după dânsă. Ion era cu toporul în mână, așa l-altul a luat toporul și s-a fugărit după copii. Uh-huh. Dar cine el, zici că nu l-am văzut, că, cum? Nu l-am cunoscut, nu că nu l-a văzut, nu l-am cunoscut. Tinerii recunosc că erau un pic băuți atunci când au mers să se clarifice cu Ion. Adolescentul de 17 ani spune că s-a speriat când a intrat în gospodăria bărbatului. Ne-am la dânsul, noi n-am avut intenția asta de a-l omorâ, ne-am dus ca când să vorbim. Să clarificăm. Da, pentru ce a făcut el tăta asta. El a ieșit acolo cu toporul și ne-a început că pe noi tot a fugărit. Și noi așa am fugit din tăi la dânsul acolo, la ulță, la cort. Și de acolo am fugit de vale la dânsul, la grădină, unde s-a întâmplat tot asta. Voi în ce stare erați? Ați consumat alcool? Puțin. A fost ziua de naștere a fratelui meu. El în seara aceea s-a aninat de un verișor de meu, de 11 ani, 12. L-a început a fugări cu toporul. Și noi ne-am luat și ne-am dus să vorbim cu dânsul. Deși ai făcut asta, dar el a luat și a ieșit cu toporul și s-a început a luat pe noi. Și noi am luat și am fugit. El a luat și a ieșit prag și că când a scuțat toporul de o bucată de fier. Și a zis, veniți încoace. Ion era afară și noi am plecat prin la vale, are o huță acolo în grădină. Și a văzut că avea un topor în mână și el deja era bătut, se vedea că mergea dintr-o parte și persoana cei care ne-a chemat pe noi să ne răzbunăm, el a fugit. Dar noi am rămas și eu când l-am văzut pe dâns că el de-abia mergea și cu toporul în mână, am zis să lăsăm în pace,
Și eu stăteam și mă uitam la dâns și mă râdeam, pentru că el zicea niște faze așa, că despre soția lui, zicea, tu mai ai să-mi trimiți pe acasă oameni să mă bată, ce faci tu, te gândești la familie. Și s-a dus mai la val de mine și stătea cu spatele, eu nu l-am atins, nu i-am făcut nimic, deja și dorea să plece înapoi și eu am vrut să ies și să plec. Tinerii spun însă că nu au plecat din curtea lui Ion, s-au mai reținut, iar în acest timp bărbatul ar fi continuat să înjure și să-și facă avânt cu toporul spre ei. Ambii adolescenți recunosc că au dat câteva lovituri în Ion. Eu m-am apărat că el îmi zice că vin în coace, că eu deja doream să ies din ogradă, el îmi zice vin în coace, nu mai zic cuvintele care le-a zis el. Te-a jurat? Foarte tare încă. Și cu niște cuvinte care nu le pot zice. Și eu m-am dus că, în scopul de a mă apăra, că el a aruncat cu topor după mine încă puțin și mă lovea la picior. Avocatul Vladislav Ciobanu Nițuleac admite faptul că Ion a ieșit în curte cu toporul și fapta lui ar fi fost deloc stranie, întrucât acesta se afla în propria gospodărie. Juristul spune că mai degrabă tinerii au făcut o greșeală atunci când au intrat în grădina bărbatului. Dacă ne aducem aminte, bărbatul ăsta vedea slab de tot. Ține minte că a primit o traumă, nu știu, la muncă care a făcut-o și pierdea vederea. Asta este un moment, un aspect. Tinerii spun că au intrat pe portița de la Vale în ogradă la el să clarifice cu ea. Păi și normal că ești tu, cineva ți intră în ogradă, au intrat trei în ogradă, da? Să clarifice cu tine. Omul nu vede bine, da? A luat toporul în mână, în ogradă la dâns. Poate în timpul zilei a fost, da, cu toporul ăla pe drum. Dar în seara respectivă, ei singuri spun că au intrat la el în ogradă pe portița de la Vale. Motiv există. Motiv de a se clarifica cu el, de a fi bătut persoana dată, există. Ei singuri spun motivul ăsta. Că el în timpul zilei l-a fugărit pe unul dintre nepoți prin drum cu topor. Și ei s-au dus să se clarifice cu el. Adică la beții, la prostie, la negândirea lor ca minorii, undeva nu au analizat nici circunstanță și s-au dus și au făcut ce au făcut. Eu m-am luat și m-am ascuns sus, Marian, ca când zgrească dâns. El l-a luat și a aruncat cu toporul după Marian și l-a lovit aici. La ce oră asta a fost? 3:20, 3... Despre bătaia aceea care... Da, care au fost acolo. Eu eram ascuns într-o... Acolo este o ogradă părăsită, eram ascuns acolo. Și noi, și el l-a luat și l-a lovit, eu am sărit și l-am luat și l-am lovit partea la coaste și la mușchi. Atât. Și cum v-a zis? El v-a amenințat pe voi? V-a spus că vă omoară? Când fugea după voi, v-a amenințat? Când pe Marian, da, o dă-ți vină încoace că te-a ales toporul în cap. Bogdan, de după gardă, a strigat, nu știu ce, și el s-a întors și repede cu toporul. A vrut să sară la dâns la bătaie. Și eu m-am speriat și am plecat și i-am aplicat o lovitură în spate. El a căzut jos și eu am vrut să... Cu piciorul, nu l-am lovit, dar l-am împins cu piciorul ca să cadă jos. Să nu-l bată pe Bogdan, să nu-l, Doamne ferește, să-l lovească toporul. Și eu am dorit să ies din ogradă și să fug, dar el a luat toporul de jos și a aruncat după mine cu toporul. A trecut pe lângă mine mai puțin să mă nimerească și îmi zice cuvinte vulgare, vin în coașe, că te fărâm. Și eu chiar am puțin nervat, am plecat și l-am lovit cu pumnul și a căzut jos și s-a apropiat și Bogdan. I-am aplicat două, trei lovituri cu piciorul și am văzut că a leșinat. Sunt mai multe versiuni. Eu, după mine, în cazul în care minorii, cum povestesc acolo, că s-au dus trei la băiatul ăsta să se clarifice cu el, că tipurile pe cineva de-a lor l-au supărat el în timpul zilei, el a treilea a fugit, nu recunoaște că a fost cu ei deja acolo. E un semn de întrebare care urmează să fie clarifici. Și dacă ei sunt așa, spun adevărul că le-au dat două, trei picioare și mai mult nimic ca câteva palme, după mine personal mai există un personaj care l-a bătut pe omul ăsta.
Adolescenții susțin că nu i-au cauzat lui Ion leziuni grave. Învinuiții spun că este aproape imposibil ca bărbatul să se fi stins din cauza câtorva îmbrânceli. Să zici că aceste lovituri au fost nesemnificative, dar cum noi lovituri și eu eram în șlag, cu picioare goale puteți zici că eram, și eu i-am aplicat atâtea lovituri și nu mi-am fracturat niciun deget de la picioare, asta e imposibil. Dacă să ne uităm după concluziile expertizei medico-legale care au fost, există la caz, scurgerile masive internă, da, de aproape 2 litri de sânge, ruptură de splină, putea fi provocată cu ușurare de lovituri de picioare când persoana se află la jos. Persoana se află jos, doi copii din ăștia dau cu picioarele în trânsul, depinde și iarăși cu ce erau încalțați, să rup toate coastele dacă el bat. O minută să-l bată doi, vă dați seama, acolo minimum 20 de lovituri de picioare de unul și 20 de altul, 40 de lovituri de picioare. Să rup coastele, să rup. Cei doi tineri acuzați de omor cred că Ludmila cunoaște ce s-a întâmplat cu adevărat cu Ion. Ei înaintează versiunea că femeia mai era cu cineva atunci când s-a îmbrâncit cu soțul ei. O persoană care i-ar fi comod să rămână în umbră. Da, așa am auzit. Și soții el a bătut cu skateboard-ul. Și încă am auzit, asta nu configurează la poliție, dar am auzit că cu soția decedatului a mai fost încă o persoană care l-a bătut, persoana și ea singură să l-a dat penalțat că a fost și ea. Ca să-i aplici aceste lovituri trebuie să fii profesional și să-i aplici, să-i rupi toate coastele și noi să nu avem de suferit nimic. Măcar s-a avut vreo zgâriatură pe mâini, pe picioare, nu nicio zgâriatură. Cred că soția lui a aplicat loviturile care s-a produs decesul. Și mamele tinerilor au aceeași părere. Ele zic că Ludmila ascunde detalii despre moartea soțului ei, și anume că în noaptea în care a decedat Ion, în curtea victimei s-ar mai fi aflat o persoană. Păi, și normal că e scârbă, dar ce să facem? Nu-i vinovat. El tot a avut motive. Au avut și problemelor în familie, eu nu știu ce s-a întâmplat, că acolo au fost mai multe probleme, că din două lovituri, eu când am văzut pe expertiză el așa de strașnic, eu nu vreau să-l judec pe dânsul. Noi așa credem că acolo mai era cineva cu dâns care e posibil îl acoperă și nu vrea să spună. Era gelos că băiețul a zis când s-a dus și el îmbla pe o gradă că și striga. Striga din urmă, cum, o striga pe dânsa și zicea, Luda, nu strica familia. Noi nu negăm că ei au fost băieți, da, au recunoscut că au fost acolo, dar nu ca să-l omoare. Ei s-au dus pur și simplu să vorbească cu el. Nu s-au dus să-l omoare. El a fost, nu știu, și bătut și mai înainte, că cu două zile înainte, sora mea, de unii Ludmila de Baștină, ei au fost împreună la fratele ei și s-au întâlnit cu dânsă în satul ei de Baștină și el se ținea de sub coaste. El se ținea de sub coaste și abia mergea și nici nu își putea trage aer. Înseamnă că nu au fost coaste și ele a rupt în ziua aceea. Ludmila neagă că ar ascunde ceva despre circumstanțele în care a murit soțul ei. Ba din contra, femeia zice că a spus tot ce cunoaște poliției. Eu am recunoscut tot, că l-am pălit, cum l-am lăsat, cum l-am lăsat în jocul drumului răcnit, tot ce-a fost. Eu tot am spus. Eu nici în cap nu mi-a trecut că doi copii minori sunt și de un om matur. Și chiar vreau să-i văd și vreau să aflu, pentru și l-a ușit. Și eu făcut el să-l ușit. Ea povestește cu lux de amănunte tot. Și ea nu ascunde că l-a lovit de câteva ori. Ea nu ascunde că l-a lovit cu skateboard-ul, da? De dacă avea ceva să ascund, după mine personal, adică cum văd eu versiunea ceea ce noi nu mai auzim, eu sucut că ea spune un adevăr. Adică eu așa îl văd. Dar aici iarăși, atât minorii cât și ea, în situația creată, poți fi supus unui testări poligraf, toți, dacă dau acord. Și acolo vedem, spune adevărul sau nu spune adevărul. Organul de urmărire penală încă nu s-a clarificat a cui lovituri au provocat ruptura de splină, coastele rupte, hemoragie internă, a putut ea cu skateboardul ăla să-i provoace leziunile astea sau nu ea.
Aici, mai, eu socot că declarația de părăsire a țării în așa circunstanță nu este atât de gravă. Practic, este cea mai ușoară declarație. Bine, mai ușor este obligația de a te prezenta la organul urmării penal. Dacă avea intenția de a fugi sau se ascunde, ea putea să fugă. I-am întrebat pe acei doi tineri cu ce s-ar fi încheiat acele regălări de conturi cu Ion în toiul nopții. Ei povestesc că au vrut să-i dea o lecție bărbatului și nimic mai mult. De asta l-au dezbrăcat ca să se învețe minte să nu mai arunce cu toporul în copii. Noi undeva împreună 7-8 lovituri am avut. Cum v-ați despărțit? Eu am văzut că el era jos și i-am zis, Marian, haide, Marian s-a adus un șip de apă de la fântână, l-a luat și l-a stropit pe față și el a luat, noi eram conștienti ce am făcut și noi dânsul acolo l-am lăsat conștient pe dânsul, el știe și Marian întreabă, tot ghinii cu tine, dar el a zis da și noi ne-am luat și ne-am dus de acolo. Dar iată, soția lui Ion zice că soțul ei zăcea dezbrăcat. Da. Voi l-ați dezbrăcat? Da. Gol l-ați lăsat? Da. De ce l-ați lăsat gol? Marian o luat și când i-a luat și l-a lovit, l-a apucat de maică și el o luat și ochii ca George s-a rupt maică. Tricou, înțeleg, s-a rupt, da. A căzut jos, a rămas fără tricou. Da. Dar lingerie de pe corp? Șorți avea. Am luat și i-am rupt șorții de dâns și am zis mai mult așa ceva să nu faci. Ca când și te-au înnat din copchii și ai văzut cum te fugărești după dâns și ei și am zis că când așa ceva mai mult să nu faci și să sari la copii mai mitei, că ea ție posibă ca pe copchii tăi să iei să-i fugărești toporul, așa i-am luat și i-am zis. Dar bine, înțeleg că ați vrut să învățați minte, dar de ce l-ați lăsat gol? Eu am luat și am apucat șorți și i-am aruncat. Și zici că atunci când v-ați despărțit, el era conștient. Da. Dar de ce n-ați chemat salvare atunci când ați văzut că el se simte rău? Nu ne-am gândit la asta noi. Avocatul Vladislav Ciobanu Nițuleac vede în acest gest mai mult decât o simplă lecție, ci mai degrabă o tentativă de a ascunde urmele crimei, fapt practicat adesea atunci când se săvârșesc infracțiuni de acest tip. Foarte straniu de ce persoana dată a fost dezbrăcată de haine. Dezbrăcarea de haine presupune în sine însuși, după mine, o încercare de a ascunde urmele unei infracțiuni. De ce? Că atât pe corp rămân anumite, urme fiziologice de bătaie, dar pe haine rămân urme directe cu ce obiect s-a aplicat chestia asta. Pe haine, cu siguranță, se putea de stabili circunstanțele mai clare cum anume el, persoana asta, a fost bătută. Că dacă omul era îmbrăcat și găseau oamenii lege pe corpul lui, pe hainele lui, urme de picioare, de mâini sau de lovirea cu încălțămintea, urme specifice, atunci era o circumstanță, dar dacă erau hainele și se puteau depista alte categorii de urme, de rupturi, de haine, cum a fost, persoana, în ce poziții s-au aflat, unde au venit aceste lovituri și putem să aflăm dacă a fost implicat toporul ăsta, care e în fântână, nu știu de ce, a ajuns. Noi ne-am speriat foarte tare. Bogdan zice, l-am omorât. Și eu am învățat primul ajutor la școală și i-am controlat întâi pulsul, am văzut că are pulsul era normal și repede am plecat la fântână, cascat o butelie să-l stropesc cu apă rece. Am plecat, l-am stropit cu apă rece, el s-a venit în fire, dar după ce, înainte de a pleca, când am venit înapoi, Bogdan l-a dezbrăcat, nu știu ce, de chiloți. Și eu îl întreb, de ce l-ai dezbrăcat? Nu știu să fie. Și eu zic, bine, și eu îl întreb pe Ion. Tot normal? El mi-a dat din cap că da. Și Bogdan tot l-a întrebat, azi te poți duce? Și el a zis că da. Și noi deja am ieșit și am plecat. Și asta e tot. De ce așa de crud l-a lovit, să-l lovească cu toporul, să-l dezbrăce la urmea urmei, să vadă omul cum moare înaintea lui. Și să-i dea foc la haine, să-l spele, să-l duc să-l spele. Doamne, asta e o cruzime.
Un alt detaliu despre care ne-a povestit cumnatul Ion, Constantin, este că toporul bărbatului a fost aruncat într-o fântână de la marginea satului Șolcani, iar hainele i-au fost arse. Deocamdată oamenii legii nu ne-au confirmat această informație. Ei, după ce l-au bătut, l-au ucis și-au făcut, ca să nu rămâi apiciat față, eu s-au dus și unii l-au dezbracat, unii au dat foc și ca să nu găsească apiciat față, l-au dus, l-au zvârlit în fântână, în cap statului, într-o fântână părăsit acolo. Este foarte straniu de ce toporul omului a fost găsit la marginea satului, aruncat în fântână. Cine a aruncat toporul în fântână, ăla e adevăratul făptaș. Toate versiunile sunt bune, inclusiv și a dumneiei și a minorilor, că, mă rog, dacă zici că l-ai lovit cu piciorul și cu pumnul, n-ai avut o intenție directă să-l omori pe om, da? Dar în momentul în care ai pus mâna pe un topor și i-ai aplicat 10-20 de lovituri sub coaste, asta e altă încadrare a faptei. Totuși, aruncarea toporul într-o fântână la marginea satului, care a fost ulterior găsit, eu socot că asta cu siguranță este obiectul săvârșirii omorului. Plus că vedem în raportul de expertiză lovirea cu un obiect contundent. Asta presupune ciocan, un topor, o bită, adică astea ar fi, mă rog, că să-i rupi la omul ăsta practic toate coastele. Tot este o chestie, mă rog, destul de dureroasă. Aia trebuie să ai și timp să-i le rui pe toate. Aia trebuie să dai întrânsul, serios, tare. Eu cred că, nu știu de ce, dar este în capul meu, că de atunci se învârte o persoană mult mai sănătoasă, mult mai dezvoltată fizic, care a avut o gândire. Sau să iei, dar l-au bătut cu toporul. Care l-au aruncat, care l-au fost găsit în fântână. Deci trebuie de văzut cercul, câte persoane au fost la zi de naștere, care și când s-au dus acasă și multe altele. Din ordonanța punerii sub învinuire a tinerilor de 17 și 18 ani, aflăm că aceștia sunt cercetați penal în baza articolului 145 alineatul 2, litera I și J din codul penal, ceea ce înseamnă omor săvârșit de două sau mai multe persoane cu o deosebită cruzime. Pentru faptul că în noaptea de 12 spre 13 iulie 2023, de comun acord și prin înțelegere prealabilă s-au deplasat la domiciliul lui Ion Drebănos, unde prin aruncarea pietrelor pe acoperișul casei ultimului l-au determinat să iasă afară apoi. Au pătruns în grădina acestuia, unde dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, având intenția de a-l omor pe Ion Drebănos din motivul unui pretins conflict care a avut loc între fratele tânărului de 18 ani. Cu o deosebită cruzime, i-au aplicat acestuia multiple lovituri cu pumnii și picioarele în regiunea abdominală și a cutiei toracice, în rezultatul cărora victima a decedat. În prezent, ambii tineri se află în arest la domiciliu. Pentru tinerii care au sânge fierbinte și să mai duc pe la zile de naștere și își aduc aminte de tot felul de supărări din viață și multe altele, e mai bine să te duci și te culci. Să nu te duci să faci clarificări de conturi care nu au nicio logică, care pot să ducă că la așa o tragedie. Sfatul meu cel mai bun să uiți și să, mă rog, să nu dorești răzbuni, mai mult ca atât, că este și un păcat. Acum, regrete au rămas mai multe decât se pare, spun cei doi tineri. Amândurora le pare rău pentru că s-au implicat în astfel de probleme serioase și că sunt gata să răspundă în măsura în care au greșit, nu și pentru păcatele altora. Ei își doresc mai mult ca oricând să revină la studii. Ți-e frică? Da. Regreți cumva ce s-a întâmplat, conflictul ăsta care l-ai avut? Da. Da, eu îmi recunosc faptele că da, eu am fost și sunt vinovat că l-am lovit, pentru că eu de fiere nu sunt agresiv, prima dată când m-am bătut cu cineva. Să afle adevărul. Nu doresc să afle adevărul. Nu doresc să stau pentru faptele altcuiva. Vreau să fac un apel către mama lui. Da, nu, ne pare rău. De ce și s-a întâmplat și noi n-am trimis copiii și vreau să zic că ne cerem scuze. S-au dus băieții, mă rog, să fii mamă e foarte greu, dar să fii mamă de băieți încă e mai greu. Au căzut copiii ăștia, lasă-i să răspundă.
Da, eu mă gândesc că copiii noștri trebuie să răspund doar pentru ce și-au făcut. Să lasă-i pedepsească pentru acele două picioare, care, dar nu pentru o ruptă între în sau acolo. Așa să rupe. Să rupe un om trebuie să margă tractor cu o mașină acestitenit. Ludmila zice că oamenii legii încă nu i-au anulat interdicția de a părăsi țara. Deocamdată, procurorii nu ne-au comunicat dacă femeia riscă vreo pedeapsă. Ludmila așteaptă ca judecătorii să-i facă dreptate. Ea ne-a mai zis că, de când și-a pierdut soțul, și-a îndreptat toată atenția copiilor. Ea e nevoită să muncească mai mult pentru a face față cheltuielilor de întreținere pentru copii. Aceasta câștigă lunar un salariu de 3.700 de lei și încă 2.000 de lei îi oferă statul pentru întreținerea minorilor. La moment, sunt la spital, fac curat. Lucrez. Dar aș vrea să mă duc și pe știhotare, nu mă pot duși, că dacă m-a reținut pe mine, mi-a spus până nu le merge lor asudul, eu nu mă pot duși, dar nu înțeleg de ce. Eu sunt bucuroasă să-mi iau la copii ceva, să am cu ce îmbraca, să am cu ce hrăni. Am doar plit, îmi trebuie guraj să-i pun la soba asta, să-mi bat capul de lemne. Vom urmări evoluția acestui caz. Sperăm că oamenii legii vor face dreptate. Dacă ați ajuns într-o situație dificilă sau aveți o istorie care merită să fie auzită, ne puteți contacta pe rețelele de socializare.